Ca mulți dintre dumneavoastră, sunt și eu unul dintre românii care a plecat din țară și s-a reîntors după ani buni. Eu am plecat în anii 90 pentru a căuta noi oportunități și m-am întors după ani buni de zile să lucrez în administrația de stat, să pot să fac ceva pentru țara mea. Ne dorim ca instituțiile românești de acasă să fie mai aproape de români, oriunde aceștia s-ar afla. Cunoaștem faptul că problemele sunt diverse, problemele sunt multe, iar așteptările sunt mari. Dar cred cu tărie că avem toate premizele pentru a reuși să dezvoltăm o legătură cu dumneavoastră care să fie în beneficiul nostru al tuturor. Vă încurajați să vă păstrați identitatea națională de români, să transmiteți această identitate generațiilor următoare. În acest sens, reiterez faptul că prezervarea spiritului comunitar constituie un element vital al identității etnice și culturale.